Bine ai revenit, Cristina Vasiu, cu piesă nouă, înțelegem. Bine v-am regăsit și mă bucur să vă văd în formula asta, felicitări. Mulțumim frumos. Cu piesă nouă, da, am lansat-o de curând, Iubirea noastră se numește, am schimbat un pic ritmurile, da. Ne-am dus un pic spre balcanic și astăzi am venit să cântăm aici pentru voi. Am făcut și un challenge pe TikTok cu dansul, care este și în clip, așa că dacă vreți și vi se pare ușor, îl faceți și voi și cu noi. Și dansăm, că e mai dansantă, că tu de obicei ai balade, știu. De obicei am lansat doar balade pop R&B, da. Așa de tăiat vene de drama. Acum am mers... da. Așa este, acum am venit cu o piesă veselă, are un mesaj vesel. Practic, nu există o iubire mai frumoasă ca a noastră, asta este esențialul. Despre asta este vorba. Exact. Ne-am uitat amândouă în stânga și am văzut acolo o fotografie cu tine, scrie mare legături cu Rihanna. Având în vedere... Ei, mi-ar plăcea. Tu știi cel mai bine. Care sunt legăturile dintre tine și niște legături cu Rihanna? La videoclip am fost îmbrăcată de prietena mea Antonia Nae, care a avut la un moment dat o colaborare cu stiliștii Rihannei. Și de aici întâlnit-o personal. Astăzi sunt îmbrăcată tot într-o costumație care îi aparține și mulțumesc tare, tare mult. E super talentată și face niște lucruri deosebit de frumoase. Și Rihanna e ok, adică... nu e așa? Eu mă oftic că oamenii ăștia nu se întâlnesc între ei. Uite, da. De exemplu, prietena ta ar fi trebuit să o vadă pe Rihanna ca să ia măsurile, exact. Cum se făcea. Da, cred că, nu știu dacă a ajuns cunoască personal, dar cu siguranță s-a întâmplat acolo o conexiune, ceva. Crezi că spartă noroc chestia asta, legătura, conexiunea care s-a creat între plăcea, tine și Rihanna? Mi-ar plăcea, dar dai seama că nu mizez pe treaba asta și... Păi nu mizez, da, așa, nu, ca... așa puțin, măcar un pic de vânt în pupa. Eu mizez pe piesa ei. Bine, și eu la fel, deci nu putem să punem rămășag. Mai bine putem să ascultăm pe Cristina. N-am venit singur în seara asta, da? Bodo este alături de mine, așa. Da. El este coregraful din videoclip și el a făcut dansul de care vă povesteam. Dacă vi se pare ușor, îl facem cu toții. Perfect. La refren, dacă nu, da. Vine și Bela. Și Bela, Bela sigur știe că ea... Lăsăm eu cântărețul aici și solist de acolo, vă rog frumos, zic. Bravo. Perfect. Cristina, iubirea noastră. Hai. Iubirea noastră. Hai. Stați un pic, stați un pic, nu vă dau voie să plecați niciunde. Trebuie să faci. Cine Dumnezeu ești, frate? Dansatorul lui Connector, Bodo. Păi dansatorul că ești formidabil. Ești toți dansatorii lui Connector. Da. Formidabil. Deci am ascultat piesa, am încercat să mă concentrez și pe Cristina, dar toată lumea s-a uitat după tine. Așa. Agăți grav dansând. Nu mai se pune problema de ceea ce vreau să întâlnit. Da, ai agățat. Fetiță de 7 ani. În 15 ani doar la Connector, cred că s-au întâmplat destule. Dar ce e la Connector, rămâne la Connector. Da. Felicitări amândurora. Super, mulțumim din suflet. Frumoasă. Crede-mă, m-ai cucerit. Deci m-ai făcut praf să mai vii. Da, siguranță. Mai ești alte colaborări? Da, și urmează să scoți și o piesă, dar acum ne bucurăm de iubirea noastră și de dansul ăsta. Am făcut o piesă împreună, face foarte multe lucruri frumoase, Bodo. Au un proiect frumos, Caravana Fericirii, motivațional pentru toți copiii. El poate să vă spună mai multe, dar... Data viitoare cum e. Are și un nume de succes, Bodo. Da, păi da. Ce Dumnezeu. Până una alta, să faceți provocarea asta pe TikTok cu dansul, care a ajuns la 180.000 de like-uri cumva. Într-un timp foarte scurt, suntem foarte fericiți de treaba asta și de tot ce se întâmplă. Sperăm să fie piesa verii. Cristina Vasiu peste tot. Bine, și Bodo la fel. Și Bodo la fel. Felicitări. Vă pupăm. Vă mulțumim și vă iubim. Felicitări.